Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius. Iată-le, la Continuăm o nouă zaharul emisiune. Cartea Splendorii. Da. Să-mi dea un sărut cu gura sa. Aceste cuvinte ale Scripturii exprimă marea, perfecta și eterna bucurie pe care o simt toate lumile pentru unirea lor cu Spiritul Suprem. Spiritele imperfecte vor deveni perfecte prin această uniune, iar spiritele lipsite de lumină vor răspândi o mare strălucire cu ajutorul acestei uniuni. Și toată această uniune nu depinde decât de rugăciunea omului. Fericită pe pământ și în lumea viitoare, soarta celui care știe să facă această uniune și care știe să se apropie de stăpânul său. Acestei uniuni filiale îi corespunde genuflexiunea, adorația, prosternarea însoțită de gestul de a întinde brațele și de a pune fața la pământ. Gesturi pe care le fac cei care doresc să atragă spre ei Spiritului Suprem, sufletul tuturor sufletelor, toți cei care doresc ca rugăciunile lor să urce lângă Ființa Supremă, din infinitatea căreia emană toate luminile și binecuvântările. Fericită soarta celui care știe să facă această uniune. Un asemenea om este iubit în cer și pe pământ. Atunci când cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, decretează pedepse, un om ca acela despre care am vorbit e capabil să îndepărteze pedepsele. Să nu credem că, acționând astfel, acest om se opune hotărârilor Domnului. Deloc. Dar când uniunea se face așa cum s-a descris, toate rigorile sunt anulate de la sine. În prezența unei asemenea uniuni, rigoarea nu poate exista. Da, puțin puțin. Da. Este foarte important de înțeles ce înseamnă rugăciunea. De fapt, rugăciunea nu este o rugăciune cu cuvântul, cu gândul sau cu cuvintele. Rugăciunea Da. este o stare interioară care se obține în momentul în care tu te înfrângi pe tine. Pentru că în starea aceasta de împuținare intră divinul. Deci nu este vorba de să te rogi tu și să rămâi în ego. Este vorba să scazi ego-ul ca să vină divinul și prezența lui este cea care schimbă situația de viață. La asta vrea să se refere. Probabil că nu știe lucrurile acestea. Deci noi până nu scădem ego-ul, deci scăderea ego-ului este rugăciunea. De fapt, înfrângerea de sine, sacrificiul de sine. Adică orice acțiune prin care noi ne înfrângem eul este, de fapt, îl aduce imediat pe Dumnezeu în noi și prezența Lui este cea care ne ocrotește în toate situațiile de viață de care zice aici. Și nimic rău nu poate să ți se întâmple, iar dacă vine ceva neplăcut din față, tu, adică Dumnezeu din tine este cel care oprește situațiile respective. Deci cea mai mare comoară este prezența Lui. Iar prezența lui nu se poate realiza decât prin înfrângerea de sine. Degeaba omul se roagă cu cuvintele, cu un gând sau spunând ceva, rugăciune, pentru că ea nu poate să fie ascultată, pentru că Dumnezeu nu se roagă la el însuși. Când noi ne rugăm, ne rugăm cu un ego întotdeauna și ego întotdeauna este respins de Dumnezeu. Se taie legătura cu el. Se vede asta și din rugăciunea Tatăl nostru, unde se cere ceva pentru sine acolo. Și Dumnezeu nu dă ceva din lume pentru că Da. ne-ar mări orgoliu și atunci ar trebui să vină să-l distrugă. Deci de ce ar da ceva care după aceea să-l distrugă? Deci nu se poate. De asta înseamnă că în orice rugăciune, că toate sunt de tip de cerere, el de fapt, noi de fapt tăiem legătura cu el și începe necazul. Încep să vină nefericirile peste noi. Deci adevărata rugăciune este o stare prin care tu te jertfești pe tine. Este tot ce înseamnă pierderea eului. Adică, când alegi greu și nu ușor, când te împotrivești la mai mult binele tău, când ai dreptate celuilalt și nu luți pentru adevărul tău, când ești de acord cu toate părerile, când faci voia celălalt. Deci, mereu, când te duci în jos, aia este, pentru că îl absorbe pe Dumnezeu, pentru că natura lui este să ocupe golul. Deci, nu e nevoie de cuvinte, e nevoie de acest fapt.
să faci această înfrângere de sine. Deci Dumnezeu nu vine decât în dovada faptului că îl vrei. Adică se uită numai la comportamentul nostru, la purtarea noastră. Dacă purtarea noastră este înfrântă, când noi ne-am lăsat, el a înaintat. Deci el e prezent. Scopul rugăciunii clasice este să vină Dumnezeu, dar nu poate să vină că e un eu acolo, care vrea ceva pentru sine. Ca să vină Dumnezeu, trebuie să lași eul tău, să aibă loc unde să intre divinul. Și lucrul ăsta se face mecanic, e o acțiune mecanică, adică simpla ta jertfă de sine, sacrificiu pentru ceilalți, când ne dai întâietate și mai departe, tu de fapt te restrângi, te reții. Când te restrângi pe tine, înaintează el. Deci nu ai cum să înainteze dacă nu te restrângi pe tine. Asta este foarte important de înțeles. Deci nu există, rugăciuni nu sunt, sunt o prostie. Este un mecanism prin care noi suntem aruncați în iad. Pentru că întotdeauna când ai ego, Dumnezeu trebuie să vină să se împotrivească. Nu-ți dă niciodată nimic. Nu poate să dea. Și noi când cerem sănătate, fericire, să fie un bine pentru corpul nostru, dar pentru cine? Că corpul nostru se identifică cu egoul. Deci egoul este de fapt diavolul. Adică voia noastră peste nevoie este de fapt diabolizare. Deci diavolul este cel care se roagă. Sufletul nu se roagă pentru că el știe că în față este divinul și nu ai ce să ceri la divin. De la el însuși nu poate să ceară. Deci el este și în interior și în afară și el nu poate să ceară ceva de la el. Singura noastră problemă este că nu trăim ca o ființă divină. Că dacă am trăit ca o ființă divină, n-am putea să facem prostii de genul acesta. Da? Că uite-te, oamenii sunt tot timpul, de aia vine dogma, ritualul, tot timpul repetăm tot felul de cuvinte și nimic din viața noastră nu se schimbă, că nu se poate schimba. Ca să se schimbe, trebuie să ne înfrângem pe noi, să ne sacrificăm pe noi, să punem pe cea pe primul plan și asta nu ne convine. Deci noi, de fapt, nu-L vrem pe Dumnezeu. Facem rugăciune, de fapt, ca să nu vină Dumnezeu. Ca să vină Dumnezeu, ar trebui să ne înfrângem pe noi, să ne sacrificăm. Și asta nu vrem. Și o viață întreagă facem lucrul acesta. Din cauza asta stăm, trăim într-un fel de superficialitate a vieții, alunecăm deasupra vieții și nu ne bucurăm niciodată de viață. Ajungem la sfârșitul vieții și spunem că nu am avut timp să ne bucurăm. Tatăl meu a făcut chestia asta. Spre sfârșitul vieții, el s-a uitat așa și a zis, păi eu nu m-am bucurat niciodată de viață. Tot timpul a fost într-un continuu tumult spre mai mult bine, spre și mai departe. Care sunt scopurile noastre? Deci ăștia cu scripturile, de fapt, ne-au îndreptat spre iad, pentru că au pus binele nostru pe primul plan și când pui binele tău pe primul plan și cauți comoditate și bunăstare și belșug, stabilitate, siguranță, mai e loc unde să vină divinul. Și dacă el nu vine, viața ta nu se poate schimba. Deci, înfrângerea de sine e prezența lui. Sacrificiul de sine e prezența lui Dumnezeu. Și doar, este doar o problemă de identificare. Noi am identificat pe Dumnezeu cu binele corpului, cu plăcerea, cu fericirea vieții. Și ălea nu sunt Dumnezeu, ălea sunt diavolul. Și nici măcar că ei zic că sunt credincioși, să se uite la predica de pe munte. Că acolo zice, îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Cine ți le dădea? Ți le dădea diavolul. Deci el este cel care stăpânește această lume. Cum să ceri tu fericire? Dacă ceri fericire, ceri la diavol. N-ai nevoie să ceri. Trebuie să poți să ceri un lucru, un singur lucru poți să ceri, să ți le ia. Să-ți ia fericirile acestei lumi, să nu-ți dea ceea ce dorești, să nu se împlinească ceea ce visezi. Asta poți să ceri, dar cine îndrăznește să facă chestia Cine îndrăznește? asta? Că Da. știe că poate Se puțin. joacă cu focul. Da. Atunci ne dăm seama că, de fapt, știm cine e Dumnezeu. Suntem de frică. Da. Da. E care știm. Da, așa, să vedem, mergem mai departe. Așa cum fumul, da. Așa cum fumul sacrificiilor urcă la cer, atunci când profeții oficiau și Preoții, leviții preoții. preoții oficiau și leviții cântau imnuri, tot așa ridicarea duhurilor de la un palat ceresc la altul are loc în momentul în care se adresează rugăciunile Luminii Supreme, Luminii Luminilor. Atunci toate duhurile, asemenea unor luminițe, sunt absorbite de Marea Lumină, pătrunzând toate în Sfântul Sfinților Ceresc, unde se umplu de binecuvântări care izvorâs din Sfântul Sfinților, precum apele care țâșnesc dintr-un izvor nesecat. Uite, vezi, aici vorbește de supa de fericire.
Da. de luminițe și de... Deci știu și ei ceva, da? În acest al șaptelea palat ceresc se află misterul misterelor care e deasupra oricărei înțelegeri și al oricărui calcul. Ne opunem puțin. Da. Deci, deci rugăciunea pornește de la ideea că noi suntem separați de Divin. Și Da. tot ce face ea și tot sistemul care există cu biserică, liturghie și mai departe, și exerciții de meditație la yoga și respirații la New Age, toate de fapt pornesc din ideea că noi suntem nedesăvârșiți. Dar noi suntem ființa divină. Atâta trebuie să schimbi. Să înțelegi că ești o ființă divină și să te poți ca o ființă divină. Dacă să te poți ca o ființă divină, trebuie să nu-ți mai cauți binele. Și atunci Da. imediat te unești cu sufletul. Noi nu știm ce înseamnă sufletul. Deci mai mult binele nostru, tot efortul ăsta, este de fapt pentru întărirea orgolului și egoului și îndepărtarea lui Dumnezeu. Că noi întotdeauna ne întărim egoul și căutăm mai mare bine pentru noi ca să-L îndepărtăm pe Dumnezeu. Pentru că numai în situația aceasta tu trebuie să te străduiești, să te zbați, să ai, să aduni și avem sentimentul acesta că trăim. Dar în sine ar fi suficient să ne mulțumim cu puțin, să ne ducem în puținare în jos și atunci Dumnezeu îți dă tot ceea ce dorești pentru că imediat vine spațiul, pentru că natura lui se ocupă golurile. Și atunci El, ca o mână nevăzută, trece prin pieptul nostru, se duce spre situații de viață și le schimbă într-un mod la care nici nu ne așteptam. Deci, singura comoară care există este prezența lui. Și ieri am făcut o emisiune, am citit singur, despre ce înseamnă. A fost o întrebare cu dăruirea și am zis că nu poți să dăruiești în familie, spre exemplu, cuiva care nu face nimic, atunci îi crești orgoliu, îl faci lene și vine Da. Dumnezeu împotriva lui și îl doboară. Deci îi faci un rău. În afară, la fel, singurul lucru care poți să-l dăruiești în afară este înfrângerea de sine, adică acest efort continuu de jertfă de sine. Asta poți să o dăruiești oamenilor. Pentru că în momentul respectiv vine Divinul și El poate să ia o atitudine față de situație de viață, dar nu tu. Întotdeauna când noi inițiem și vrem să dăm ceva, noi dăm cu un eu. Când inițiem, când vrem să facem ceva, dăm cu un eu. Și când dăm cu un ego, noi dăm întotdeauna spre locul și spre cel care nu are nevoie și îi facem un rău. Îi facem rău pentru că ego-ul are nevoie de să fie dezamăgit. Deci îi facem un rău, observăm că celălalt nu-i folosește la nimic și îi dăm, dar el nu ne mai dă. Deci așteptăm și o reciprocitate din partea lui, vrem apreciere, recunoștință și laudă. Deci pentru ego facem. Tot ce facem noi pentru ego va fi o împotrivire din partea lui Dumnezeu. Deci când vrei ceva, nu se va întâmpla. Când vrei ceva cu un eu. Dar când nu vrei nimic și ești într-o stare din aceasta de a non-acțiune, de a nu iniția absolut nimic, atunci Dumnezeu poate să acționeze prin tine. Tu nu mai ai un eu care să vrea ceva și atunci ce face Dumnezeu acolo este bine. Deci dacă El simte nevoia să susțină, să ia o atitudine, nu? El o va face cu siguranță. Deci este o stare de lipsă de eu. Deci acțiunea asta de sprijinire a vieții este făcută doar dintr-o stare de lipsă de eu. Dacă este făcută din ego, acolo noi dăm cui nu trebuie și îi facem rău și cealaltă și ne face și nouă rău, pentru că noi căutăm, dăruim ca să ne crească orgoliu, să ne simțim bine, să ne mândrim, să primim apreciere și laude. Deci pentru ego dăruim noi. Da, aici este principiul ăsta al salvatorului. Întotdeauna principiul salvatorului nu e adevărat deloc. Ca și toate principiile care ni le-au băgat ăștia în cap, nimic din ceea ce spune ei nu este adevărat, totul trebuie răsturnat. Deci, cumva, dacă, de exemplu, noi suntem în restrângere și tot un eu e acolo, nu? Când începem să adunăm de prin casă și să le dăm. Dar cum să facem în așa fel încât să nu facem rău mai departe? E necesar să dăm fără să se știe cine a dat? Cumva pe... Sau... Am putea să dăruim la fel, fără să știe cine a dat, da? Dar problema nu este dăruirea, lucrurile pe care le ai acolo. Problema este să nu mai adaugi alte lucruri. Că dacă nu mai adaugi alte lucruri,
din starea respectivă se poate întâmpla ca lucrurile acelea să fie date, dar nu de tine, sau să apară oportunitate prin care să dăruiești fără să vrei tu, că îți vine din față oportunitatea. Deci, ca să poată să se întâmple lucrurile acestea, omul trebuie să se oprească el, să se hotărească, să se oprească, să mai adune mai mult, din orice o să aduni. Da. Și atunci pornește, de fapt, Dumnezeu să ai toată siguranța și încrederea că El va găsi soluții. Dacă e sufocat de lucruri, El va găsi soluții să ți le ia într-un anumit mod, știi? Vine cineva, casnicul tău, și ți le aruncă, spre exemplu, pe toate. Sau le ia și le duce el. Deci când tu nu mai inițiezi nimic, inițiază Dumnezeu. Când tu nu mai faci nimic, va face El totul. Deci nu este neapărat nevoie să te preocupi să dai și mai departe, ci să nu mai adaugi mai mult. Și atunci scade eu. Și când a scăzut eu, vine Divinul și el hotărăște, el găsește o soluție pentru ceea ce este mai mult. Dacă consideră de cuvință. S-ar putea să nu consideră lucrul ăsta de cuvință. Deci noi trebuie să atingem ce e important în toată treaba asta, cu dăruirea, este importantă înfrângerea de sine, deci sacrificiul de sine, ca să vină Divinul și el să hotărască. Mereu să ne gândim ce să facem ca să-L putem atrage pe Dumnezeu. Dar nu poate fi atras decât mecanic. Adică el trebuie să vadă faptul că tu mergi pe jos, nu cu mașina, adică faci o jertfă de eu. Când jertfești eu, de fapt, jertfești diavolul. Cum să nu-l jertfești? Ar trebui să fie o fericire pentru noi, de dimineața până seara, să nu știm ce să facem ca să-l chinuim mai tare pe diavolul din noi. Pentru că în modul acesta, când se pierde diavolul, vine, când se scade, înaintea de Dumnezeu. Dar e mecanică treaba. Toate energiile acestea care se obțin prin alegerea greutăților. Greutățile să ne scadă orgoliu, ego, când căutăm pierderea și nu câștigul, da? Toate aceste energii se adună și înseamnă, de fapt, prezența lui Dumnezeu. Sacrificiul în sine este prezența lui. Da? Când tu ai mers pe jos, te-ai unit cu Dumnezeu. Cum se întreabă, unde e Dumnezeu? Pe ce ai nevoie să te rogi? Sacrifică-te. Sacrificiul ego-ului tău, comodității tale, așa, bunăstării și a stabilității, este prezența lui Dumnezeu. Deci este foarte simplu. Nu e nevoie să faci un efort ca să vină El și noi nici nu-L simțim, pentru că îl chemăm cu vorba, cu cuvântul, dar nu facem. El a zis clar, nu mă interesează, zice în Vechiul Testament clar și a anulat complet tot ce zice biserica, într-o singură propoziție. Doamne, Doamne, să spuneți, Doamne, pe mine mă interesează comportamentul vostru, purtarea voastră și faptele voastre. A zis-o clar, prin proroci. Prorocii sunt foarte interesanți pentru că, de unde știi că lucrurile sunt adevărate? Ei sunt foarte scurți, spre deosebire. Acolo unde este foarte mult, spre exemplu 52 de capitole ale Iisus fiului Sirah, acolo se vede că este manipulare și că este adăugat. La Da. proroci sunt 3 pagini, 5 pagini. Sunt foarte scurte și spune exact esența, tu spune direct că nu are nevoie, pentru că Da. el e preocupat de esență, el trăiește în esență. Proroc ce înseamnă? Trăiește în divin, purtător de divin, purtător de dumnezeire. Și asta este problema noastră. Deci noi suntem păcăliți pentru că identificăm Dumnezeu cu fericirea, cu bunăstarea, cu binele și ăla e diavolul. Și noi ne ducem la biserică ca să avem mai multă bunăstare. Deci degeaba te rogi să primești o fericire mai mare, când de fapt fericirea aceea ți-a din viață, ți-a din energie, pentru că materia fi secundară, dar te omoară. Deci noi nu putem cere nimic din aceasta, este exclus. Absolut nimic nu se poate cere. Putem să cerem doar să ni se ia, dar nu îndrăznim, nu avem curajul. Și atunci ne dăm seama că de fapt noi de fapt știm cine este Dumnezeu, dar ne e frică de groază de El. Ne e frică. O întrebare aici la dăruire. Înseamnă că sunt cazuri în care s-a făcut dăruire multă din lucrurile personale din casă și cei ai casei parcă au început să cumpere mai abundent ca niciodată. Înseamnă că a fost o poziționare, nu? A fost poziționarea, a fost Din ego din ego făcută. totul făcut Da, și da, atunci da. a venit cu un Dumnezeu a echilibru. venit pe partea Pentru altă. că nu ne-am înfrânt, că dacă ne înfrângeam, ei nu erau nevoie să... Dar noi Da, doar da. am dat fără să scădem ego-ul.
Am dat din tuneu, din tuo ego. Deci, ce e important la ego ăsta? Să-l sacrifici, să-l jertfești, să te opui, să te împotrivești. Bine, uite, cât ai opus, atunci a scăzut ego și atunci cei din casă vor lua inițiativa asta. Deci, când ego se retrage, Dumnezeu înaintează și ia el hotărâre ce să facă cu acele haine în plus, cu acele lucruri în plus. El hotărăște. Deci, nicio grijă. Scadeți tu ego-ul și el va veni automat și va găsi o soluție. Nu e treaba noastră. Ce face cu el? Și așa în toate situațiile de viață. Dacă o situație este neplăcută sau nefericită, nu e nevoie să te lupți cu situația. Situația nefericită se arată că ai încă ego, ai rezistență și luptă. Cadeți ego, cedezi în clipa respectivă și atunci în spațiul gol vine Divinul și el ia hotărâre ce să facă mai departe. Poate să și reacționeze. Deci noi nu știm ce face. Sau poate să dea o lecție. Deci cel mai important lucru este să ne înfrângem pe noi, că înfrângerea de sine este prezența lui. Și atunci el hotărăște și ne face viața frumoasă. Deci îți dai seama ce frumos este. Singura preocupare a noastră trebuie să fie acest sacrificiu a ego-ului, al binelui propriu. Dar nu ne convine că ne doare. Noi ne identificăm întotdeauna cu bunurile acestei lumi, cu fericirile acestei lumi. Și ne este foarte greu. Dar să știi că nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și dacă nu cunoaștem pe pământ, nu putem avea dincolo, nu putem să-L atingem deloc, nu putem să urcăm. Deci cu cât aici pe pământ reușim să ne împotrivim binelui nostru, cu atât mai sus urcăm dincolo. Deci este capitală această situație. Este de o importanță colosală, pentru că nu este indiferent unde stăm dincolo, pentru că acolo stăm în veșnicie. Deci venim pe pământ, folosim pământul, atracțiile vieții și nu le vrem. Deci nu este problemă prăjitura, mașina frumoasă, bogăția, nu. Ele pot să fie acolo, dar să nu le vrei cu totul. Când nu le vrei, atunci ele devin indiferente, nu știu ce se întâmplă cu ele, se farmă, fărâmă, pleacă, se Până la pierd. urmă, vezi că până la urmă cam aici e și testul. Să fii înconjurat de toate astea și să nu le vrei. Exact. Vine, deci prăjitura nu este rea, mănânci două lingurițe din ea, și dai semn că deci folosești orice situație de viață plăcută ca să o oprești și să dai semn că nu o vrei cu totul pentru că nu vrei materia. Deci materia îi dai ei e raportul de 20-80. Îi dai materiei de 20% de atenție, da? Dar nu o duci până la capăt. Deci din prăjitură, vezi tu cât înseamnă 20%. O linguriță, două linguițe. Dacă e mare, trei linguițe. Și Îmi și imaginea, știi, cum începem noi să împărțim prăjitura să da. vedem 20%. Ca să Da. mai luăm puțin. Și când scădem, deci ea este o ocazie care te ajută să te înalți prăjitura. La fel ca toate bogăția, banii, știu ce, ai bani, dar nu te preocupi de ei. Te preocupi doar 20% de ei. Și atunci Dumnezeu are grijă mai departe de ei. Deci bogăția nu este un lucru rău. Este rău atașamentul față de ea și lăcomia asta de mai mult. Dar dacă ești indiferent, am dat exemplu extraordinar cu un prieten care avea nevoie de 100.000 de dolari. Și nimeni nu putea să-i dea atâția bani, era o sumă colosală. Și a găsit un să zic, un prieten care era țigan, care avea multe, multe afaceri de care nici nu știa ce afaceri avea el și funcționau toate strună fără el. Deci el nu se ocupa. Deci ocuparea lor de afaceri lui era de cam de 20%. Stătea acasă, nu alerga, nimic nu-l interesa. Deci delegase la fiecare afacere. Și i-a dat cei 10.000 de dolari fără să îl mai întrebe vreodată sau fără să dea un termen, să-l întrebe când mi dai înapoi. Deci o chestie extraordinară. Și din cauza asta omul acela a avut dreptul să aibă bunăstare. Deci primești bunăstare atunci când nu ești nebunit după ea. Și bunăstarea nu te omoară. Nu poate să te omoară. Dar dacă ești nebunit după ea, te omoară. Și din cauza asta ți se oprește bunăstarea și nu-ți se dă voie să aduni nimic. Deci e problema de atitudine a noastră față de fericirile aceste vieți. Și de fiecare dată să urmărim să nu le dorim cu totul. Ne ducem spre plăcerile vieții, dar te oprești la un moment dat. Le suspensi. Adică cumva te duci spre viață, dar nu o vrei cu totul. Nu știu. Doar ca o pregustare și atât, ca o. Exact. Deci mâncarea nu se mănâncă, mâncarea se gustă. Deci e vorba de o gustare, de preguști.
Da. Că tocmai scrisese o fată pe una din grup, din clase, că se apropie acum perioada concediilor și că ea nu-i vine să se ducă în România, nu stă în România, nu-i vine să ducă, pentru că acolo întotdeauna, ca într-un orice concediu în România, se lasă cu petreceri, cu întâlniri, cu grătare, cu nu știu ce, și nu-i vine să se ducă și ce să facă, cum să-i spună soțului. Era vorba de... Deci, până la urmă, ea nu trebuie să refuze să se ducă, doar să nu se ducă până la capăt. Exact, să nu se ducă. Deci e bună provocarea. Provocarea este Da. bună, dar să nu o ducă până la capăt, să o suspende. Într-adevăr, ea ca să găsească o soluție bună, ea trebuie să se restrângă. Când Da. te restrângi, Dumnezeu găsește o soluție bună la o temă dificilă în momentul respectiv. Dar numai așa se poate. Deci te restrângi, mănânci mai puțin, faci efort mai mult, mergi pe jos, chestiile astea. Și atunci Da. el va găsi o soluție. Pentru că soluțiile neplăcute vin numai în momentul în care noi suntem aderenți, avem atașament de plăcerile vieții mare. Da. Atunci vine o neplăcere din față ca să distrugă acel atașament. Deci această provocare sau propunere care i-a venit de la soț a fost special pentru că ea are atașament de plăcerile vieții. Ea când își reduce plăcerile vieții, nu mai trebuie să vină să o deranjeze soțul cu această amenințare care ei nu-i convine. Da. Deci trebuie să transform viața într-o jertfă de sine. După mii de sacrificii de sine, Dumnezeu a venit și a zis, iată-mă, la Solomon, ce dorești? Frumos a zis, iată-mă. Exact ca duhul ăla din lampă Da, ca apare, vinul din 1001 de nopți. da. Ce dorești, stăpâne? Da, asta este starea și este foarte frumoasă. Deci, nu, când apare o presiune din față, nu e problemă cu presiunea. Presiunea este un indicator, nefericirea, neplăcerea, necazul, durerea, pierderea, este un indicator că noi suntem atașați de plăcerile vieții. Trebuie să determinăm care sunt. Poate nu știm punctual care sunt, cu toate că ele reprezintă o dominantă. Deci, trebuie să fie o dominantă ca să poată să vină ceva neplăcut din față, Da. adică să insistăm foarte mult pe niște plăceri, atunci vine dominanta, vine lovitura din față, dar putem să, în toate situațiile de viață, trebuie să pornim imediat să ne reținem. Ne reținem, ne abținem, ne restrângem și atunci se șterg toate starea asta de bine, prea mult bine pentru. Adică se scade egoul, diavolul. Când se scade diavolul, nu mai e nevoie să vină o distrugere. Că Dumnezeu întotdeauna distruge diavolul din noi. Deci orice nefericire vine din față, vine ca să atace diavolul din noi. Da. Să știm asta clar tot timpul. Și că nu e problemă cu ăla. Este o vindecare. Vine și te distruge, îți distruge plăcerile, îți ia toate speranțele și toate visurile, ți le distruge complet pentru că tu te-ai atașat prea mult de viață, de plăcerile respective. Și problema e la noi. Întotdeauna e la noi. Problema nu e în prăjitură. Problema sau în bogăție. Problema este că suntem prea mult atașați și suntem înnebuniți, adică ne deplasăm cu totul spre materie. Dumnezeu zice, nu te duceți pe materie, că eu nu sunt acolo. Că trebuie să vin după aceea să te oprești. Și ne oprește întotdeauna cu forța. Deci cu forța de atașament este forța de desprindere. Deci cu cât mai mult omul dorește plăcerea, cu atât mai puternic va fi desprins de ea. Da. E foarte important de înțeles lucrul acesta. Hai să mai mergem mai departe. Sunt Da. multe. Sunt foarte Dar e multe. E foarte bine, complex. pentru că, uite, acum chiar începem să intrăm în nuanțe și nuanțele astea contează, că până acum noi credeam că facem, nu ne-a dat prin cap, că dacă facem dăruire, tot cu neo putem face. Uite, și când începem să dăm hanțele din casă și toate cele. Acolo se află voința eternă, voința infinitului, voința care guvernează toate lumile din cer și de pe pământ, voința care nu e perceptibilă decât prin fapta care o urmează, voința care e destinată să domnească pe pământ și în cer, pentru ca uniunea a tot ce există cu voința să fie perfectă. Prin faptă. Deci nu e Da. vizibilă, deci nu e vizibil, Dumnezeu nu te poate vedea decât după faptă. Uite, spune și chiar el aici. În clipa Un pic, Uniunii, da, vreau să chiar să subliniez un pic că e interesant.
În clipa uniunii, spuneam, toate formele și toate imaginile care nu sunt făcute decât pentru a permite înțelegerii să conceapă gândirea supremă, care este deasupra oricărei înțelegeri, pentru că ea este deasupra oricărei forme și imagini. Dispar și lasă gândirea supremă să apară în toată puritatea ei. Da. Aici cred că vorbește exact de ce spunem noi, că zice în clipa Uniunii, deci când ne unim cu Dumnezeu, când facem unirea aia cu Dumnezeu, atunci îi permitem lui, ne dispar nouă toate gândurile, toate și îi permitem lui, la gândirea supremă, cum numesc ei, să apară în toată puritatea ei. Adică să nu, eu așa înțeleg că despre asta ar putea el Da, vorbi dispar aici. toate formele și imaginele care ne le-am închipuit. Așa Da, este. Ne exact, pierdem eu. da. Deci acțiunea asta este mecanică de înfrângere. Da. Când ne înfrângem pe noi, ne pierdem. De aia noi nu avem nevoie să mergem în sus, de, să mergem în jos. Deci, de ce mergem în jos? Ca să ne înfrângem. Că Dumnezeu Da. merge în jos. Deci când mergi în jos, te încarci cu energie. Uite, până și partea fizică a lumii, spre exemplu, pistonul la motor. Pistonul la motor trebuie să se ducă în jos ca să acumuleze acea energie și Puterea, da. să facă explozia, bujia. Și să poate să împingă în sus pistonul. Deci trebuie să se ducă în jos. Deci este fizic, trebuie fizic să te duci în jos. Și atunci când te duci în jos, acea acțiune prin care tu te lași pe tine este de fapt unire cu Dumnezeu. Numai aceea este. Degeaba omul se roagă, dar nu se duce în jos. Se duce jos, nu scade ego și atunci viața lui va fi nefericită. Se roagă cât vrea el o viață întreagă, pe coși de nucă, în genunchi, în colțul camerei și nu rezolvă absolut nimic. Nu se poate Da. rezolva, că el nu se duce în jos. După ce se ridică de acolo, el își urmează dorința de a câștiga mai mult, a fi mai fericit cu corpul. Da, Deci, da. noi trebuie să restrângem corpul acesta. Corpul ăsta este egoul. Egoul în sensul că noi ne identificăm cu el. El în sine, corpul este al lui Dumnezeu. Da, Da. pentru că egoul ia în posesie corpul și zice eu. Care eu, că nici nu există. Nu faci tu, nu faci nicio acțiune. Uite, acțiunile astea, mișcările astea nu sunt făcute de tine, de noi, că vrem noi. Sunt făcute de el. E doar o pretenție. Este ca Da. un țigan din acela care dă buzna peste tine în casă și dacă îl primești în hol, va intra în sufragerie. Cam asta Da. este ego. E un Îi dai neam un din deget, ea. îți ia toată mâna, cum e un Da, ți-a proverb. toată mâna, el ne-a venit ego. Da. Nu, noi nu suntem ego, suntem o ființă a cerului. Care ego? Când am trecut de flux de gândul, s-a dus tot. Și ce am lăsat eu pe pământ? Am lăsat ego-ul. Am lăsat ego-ul și Da. de aia zic că tot timpul trebuie să ai înfrângerea asta, să spui nu la atracție, vezi, ca să ai putere să treci. Că de flux de gânduri garantez că nu se poate trece. Deci, cei oamenii care sunt preocupați de materie, de a câștiga, nu au cum să treacă. Trebuie să facă sacrificiu continuu de sine. Da? Deci dacă au bogății și mai departe, bogăția nu este rea. În fața bogăției trebuie să fii indiferentă sau să o folosești într-un scop util pentru oameni. Și care scop poate să fie? Proiecte. Deci când faci proiecte în care oamenii să se ajute singuri. De aia am zis că cel Da, mai da. la îndemână este să faci școli de meserii. Biserica Ortodoxă în perioada interbelică avea școli de meserii. Și Da. celelalte biserici. Și asta este o soluție excepțională. Da? Iar pe oamenii care au necazuri, spre exemplu, copiii cu handicap, copiii cu situații dificile de viață sau bătrânii neputincioși, nu poți să ajungi direct, pentru că Dumnezeu le-a dat aceste încercări ca să le scadă orgoliul, să-i salveze sufletul. Și vii tu Da. peste Dumnezeu și zici că nu e bine ce faci tu, Doamne, că asta e o brăsnicie. Nu. Singurul lucru care poți să-l faci este să intermediezi legătura dintre omul care are o neputință și o situație dificilă și stat. Statul are în primărie un serviciu special de asistență și doar nu se știe, nu se cunosc actele, deci tu trebuie să faci exact ca la fonduri europene. Deci un intermediator care să prilejuiască situația dificilă, care să se ducă la primărie, ce acte trebuie pregătite, deci atâta poți să ajungi. Și lucrul ăsta se poate face benevol.
fără să Sau cei facă. care sunt în stare, că sunt unii care au un Da, handicap, și au dar un pot timp, munci. da, avocat Dar nu pot știu și ce, munci, îl da. acord de acolo 2 ore ca să ajute oameni. Dar este singurul ajutor care Da. se poate da. Nu te poți duce peste încercarea omului. Da, poți să prilejuiești întâlnirea celor doi și să vezi ce chestie. Dacă încercarea omului trebuie, omul acela este foarte necesar să treacă prin Da, durerea da. respectivă și piedea și starea aceea dificilă, actele nu vor merge. Da. Nu vor funcționa și ăia vor sări peste dosar, nu-l vor vedea, îl vor amâna. Asta înseamnă că el nu trebuie și se va anula. Deci trebuie să las pe Dumnezeu să hotărască. Nu trebuie Da. să mă implic eu. Deci doar prilejuiesc întâlnirea celor două părți și atunci dacă trebuie să fie ajutat, Dumnezeu îl va ajuta și trimițând acolo statul, o echipă a statului care să găsească soluții. Dacă nu trebuie să fie ajutat, nu va fi ajutat. Dar ce facem cu bătrânii? Să zicem că sunt bătrâni, să zicem că se stă pe într-un bloc, da? Și știi că e o bătrânică sau un bătrânel neajutorat, n-are pe nimeni Da, acolo, poți să te duci? sună această fundație care intermediază. Ah, deci nu trebuie să te știe nimeni pe tine. Nu te poți băga că i-a dat necazul ăla și nefericirea aceea ca să-i distrugă ceva. Singurătatea De sau exemplu, da, ce omul are. acela a fost foarte orgolios o viață întreagă și lacom, Da. da? Și l-a Da. dobărât. Păi l-a Da. dobărât pentru ceea ce a avut. Deci faptul că el stă în suferința respectivă, lui îi trebuie. Nu Da. poți decât să prilejuiești întâlnirea statului cu el. Și dacă el merită statul, deci Dumnezeu prin stat, îl va Da. susține. Dar dacă el nu merită, să vezi că actele se pierd, se uită și el nu va fi susținut. Dumnezeu zice nu. Nu pentru că are nevoie de această suferință ca să curăți sufletul și vii tu peste mine. Noi întotdeauna vrem să îl vindecăm pe Dumnezeu. Ceea ce nu se poate. Și totul vine din orgoliu. Deci omul care este salvator are Da. un ego extraordinar de puternic. Da? Pentru că el are impresia că deci el făcând un bine, el vrea să primească deci laude, apreciere. Oricum îți dă o stare de bine faptul că ai Da, făcut. mândrie că uite Da. am reușit să rezolv ce. N-a rezolvat nimica. Îl aruncă Dumnezeu în moarte. Deci tu dacă vii să-l salvezi pe omul acela care Dumnezeu i-a dat, că noi nu înțelege că Dumnezeu e în față, că n-ai pe cine să vin, Da. îl arunci în moarte. Sau oamenii se duc, spre exemplu, la fundație, să ajută fundații. Care să ajută fundații? Când ai ce? Pentru tine faci asta. Pentru starea ta te simți grozav, te simți ales, te simți deosebit. Pentru tine omul ajută. Pentru ego-ul lui. Își întărește ego-ul. Pentru asta ajută. N-ai nevoie dacă ceilalți care copii cu handicap, bătrâni și mai departe, care sunt într-o dificultate, ei sunt acolo întotdeauna în divin. Și Dumnezeu are grijă de ei și le dă câtă durere trebuie să le dea, el le ponderează. Și dacă te dă durere, înseamnă că au nevoie de durerea respectivă. Nu poți să vii peste. Nu poți decât să prilejuiești întâlnirea dintre stat și ei. Atâta poți să faci. Că și acolo este intervenție. Că oricum s-ar fi sesizat, vecinii ar fi dat telefon la primărie, ar fi găsit o soluție. Deci dacă Dumnezeu că în situația dificilă de acolo este divinul, trebuie să înțelegi. Și el găsește soluții. Dacă nu-l ajută pe cineva, înseamnă că nu are nevoie să, nu trebuie să ajutat. Dar dacă este ajutat cu forța din afară, Dumnezeu îi dă ceva mai rău automat. Adică noi le facem rău. Că mai putea să mai trăiască un an, doi, trei. Și când intervenim în calul acesta, Dumnezeu poate să-l scoată din planul fizic și zice, gata. Pentru că el nu a făcut nimic, nu pot să dau voie să fie ajutat pentru că îi faceți un rău. Deci, nefericirea, durerea, suferința pe care o trăiește omul acela este vindecare pentru el și vii tu să-l. Da. Ce să-i faci? Asta când e sună intervenție, dar când vin spre noi oameni care cer ajutor, atunci e ok să îi Întotdeauna ajutăm? cere ajutor cel care nu are nevoie de ajutor. Care nu are nevoie? Adică și stai, dacă sunt cercetătorii pe stradă sau Uite, nu am știu. făcut două emisiuni, ultimele două, și ți le-am trimis să le pui și la tine, să le asculți cu atenție despre Le-am ascultat deja, am principiul tăiat din ele salvatorului. și pentru TikTok. Da. Deci, ăștia cerșetorii îți indică, sunt indicatori doar. Sunt indicatori că în tine este lăcomie. Degeaba dai, poți să dai, nicio problemă. Degeaba dai. Dar problema este că tu ai ego. Și până nu scazi lăcomia respectivă de viață de a aduna cât mai mult, ăștia vor Da. veni continuu.
Sau vor veni alte situații de viață care să-ți producă pierdere, să pierzi ceea ce tu ai adunat peste nevoie. Deci, pe nouă ne face rău adicția, adunarea de mai mult bine. Asta este cel mai mare rău. Și este foarte variat, că noi putem bea mai mult, putem fuma mai mult, putem mânca mai mult. Tot timpul, tot ce este mai mult și exagerat, ne face rău. Uite, aici e ceva de subliniat, că ai zis de lăcomia de viață. Lăcomia de viață poate exista la orice om, nu numai la unul care e bogat. Poți să fii sărac, să fii amărât Cum și să să nu? ai La lăcomie orice de om, viață. da, ea vor bogăție. Ea care sunt săraci, din ego, deci tot ego. Ei nu înțeleg că ei sunt săraci, că trebuie să fie săraci, că Dumnezeu i-a pus în poziția aceasta necesară, pentru că în viața precedentă a fost foarte bogați. Deci, cel care este sărac, acum a fost bogat în trecut, viața precedentă. A fost Și bogat și a irosit a energie. irosit, da, orgoliu, nu știu ce, și trebuie să-i scadă acum și nu scade nimic. Deci cât de sărac este acum și cât de nefericit este acum, îi trebuie. Deci cum să scoți pe om din nefericire? Zici, vai, de mine este nefericit, uite ce sărac sunt. Uite, dă un exemplu foarte frumos. O fundație, era o familie cu, nu știu, 8 copii, 11 copii, foarte mare, le-a construit o casă, da? Și mai puțin de un an au distrus tot. Ușile erau mâncate, erau distruse, arătat ce era acolo. Praf a făcut tot. Deci ei N-aveau s-au dus voie. în poziția dinainte. Înțelegi că Dumnezeu Nu a i-a zis lăsat degeaba. Dumnezeu. Îi lasă Dumnezeu. Deci degeaba a ajuns pe cineva. Este imposibil. Și face, le face rău. Da. Sau oamenii se duc la fundații de copii și mai departe și bătrâni. Aici, că e sistem al statului sau al fundațiilor private. Cineva are acolo grijă de ei. Înseamnă că aici ar intra și adopțiile, nu? Tot la genul ăsta. Adică nu te duci să adopți tu singur. Păi Așa adopți, că. dar adopți pentru tine. Deci întotdeauna dacă ai o inițiativă de genul ăsta, o ai din ego, ai un interes personal acolo, n-ai de lucru, deci cunosc pe cineva care e pe sistemul ăsta. Nu ai de lucru și consider, apoi statul îți dă niște bani, da, îți Nu, dă vorbim de pensie. adopțiile, nu de maternali. La maternali, asistența de Ah, bani. La și adopție, dai tu bani. adopți pentru că ai nevoie de o suferință. Pentru că ai prea mult bine și faci lucrul ăsta. Deci dacă nu era adopția, te punea Dumnezeu să furi și erai cleptoman. Ca să furi și să ajungi să fii închis și să stai la răcoare și să fii pus la muncă în folosul societății. Deci întotdeauna tot ce se întâmplă e drept. Nu e drept divin. Nu este nimic care să nu fie nedrept. Problema noastră este că trebuie să înțelegem să găsim formula corectă, prin care să nu distrugem cruela de minune a lumii, adică să nu intervenim. Deci non-intervenția este cea care îți dă cea mai mare fericire pe lume. Adică să nu ai niciun fel de așteptare. Uite, un exemplu interesant. Femeia în natura ei este oscilantă. Și oricând poate tu poți să ai acasă condiții extraordinare, copii, echilibru, orice, dar ea, datorită oscilației, poate oricând să cadă femeia. Și bărbatul trebuie să fie pregătit, sufletește, la orice. Deci lucrurile astea se pot întâmpla oricând. Dar când se întâmplă? Când comportamentul lui, deci modelul lui de viață este bazat pe un orgoliu, ego foarte mare, care vrea mereu mai mult bine pentru sine. Da? Atunci el va împinge femeia să greșească. Și invers, Pentru femeia sine poate să. însemnând chiar și pentru familie, nu? Cum am avut noi cazul cu domnul Exact acela. situația domnului respectiv. Da? Deci el a muncit până n-a mai putut pentru familie să construiască casă, mașină și condiții de toate pentru copii și pentru soție. Și soția s-a dus în altă parte. De acolo a venit. De la faptul că el a pus materia pe primul plan. Dacă el era mai neglijent, și nu vrea o casă mai mare și stătea, se mulțumea cu puțin, atunci nu-i dădea puterea femeii să-l dezamăgească. Că problema era la el, nu la ea. Pentru că femeia lui era una dintre plăcerile vieții lui.
Era Da. egală cu casa Aveau frumoasă, cu făcuse mașina idol, frumoasă, cu probabil, că bani. el a zis Era că un e prea idol, da. mult. Da. Și atunci a trebuit să o ia Dumnezeu. Să înțelege că Divinul este continuu în viața noastră și ne corectează. Deci ca să poți să ai o relație fericită, trebuie să nu te duci în sus, trebuie să te duci în jos. Da? Și bărbatul să poată să înțeleagă că femeia oricând este fiind variabilă, poate să cadă. Dacă ea, spre exemplu, nimerește pe cineva și discută mult timp cu acel om, în mod repetat, acolo se va cădea cu siguranță. Ea trebuie să aibă un discernământ propriu și să evite să petreacă timp cu alți bărbați, pentru că acolo nu va putea să aibă control pe ea deloc. Nu există control. Pentru că ea întotdeauna caută o mai mare fericire și dacă obține o stare de genul acesta care depășește, normal depășește ce este acasă, pentru că acasă este o rutină. Sunt lucruri dificile de dus acolo, muncă, copii, alergă, deci omul. Dar atunci când întâlnești, pe exemplu, la bărbat și există acel flirt, Da. flirtul acela pare o chestie foarte plăcută și îi dă, de fapt, o plăcere. Adică are loc actul ăla sexual fără atingere, care depășește nefericirea care este acasă, luptele și mai departe, care sunt acolo și sacrificiu pentru copii. Dar și dă o stare de bine pe care femeia o alege. Are o formă de naivitate. Da. Și invers. Și invers este valabil. Și bărbatul are o formă de naivitate. Dacă el se lasă manipulat de femeie, el nu e bun pentru femeie. Deci femeia apreciază doar bărbatul care nu se lasă manipulat. Apreciază doar bărbatul care poate să spună nu. Da? Acum cred că și aici, cred că trebuie să fie și o balanță, că dacă e doar unul care se poziționează numai pe nu, iar nu cred că iese bine. Nu. Nu? Deci în momentul în care el are un model de viață care nu-i dă voie să se ducă spre plăcere. Că ce e problema la viața noastră? Singura problemă este că atracția plăcerilor vieții, fericirile Da. acestei lumi. Deci să poți să spui nu la fericirile lumii și atunci nu mai este nevoie, pentru că orice fericire din lume este egală cu femeia. Este femeie. Fericirile lumii sunt femei, femeia. Deci, plăcerea pe care ți-o dă, îi dă bărbatului femeia este una cu plăcerea pe care o dă un vin bun, o țigară bună, mâncare mai multă, plăcută. Deci este una, toate sunt una. Deci el, ca să poată să aibă o relație fericită, el trebuie să nu se ducă spre bunăstare, să nu caute mai mult bine pentru el și să nu adauge mai multă materie la el. Pentru că preocuparea excesivă pentru materie este cea care trebuie să îi vină prin nefericiri și îi vine și prin femeie. Îi vine prin necazuri de toate felul în viață, prin pierdere și îi vine și prin femeie sau prin copii care îl Îți resping. consideră, Îl da. desconsideră și îl resping. Deci, problema e la noi, nu e la ceilalți. Ceilalți ne pot dezamăgi atâta timp când ne duce spre materie, trebuie să ne dezamăgească. Da. Adică cearta din familie trebuie să existe, că este modalitatea prin care ceilalți îți salvează sufletul. Deci cu cât te duci mai mult spre materie, cu atât celălalt va trebui să te desprindă mai puternic și te desprinde prin dezamăgire, prin ceartă, îți creează probleme, îți dă o stare de pericol continuu. Da. Deci toată problema este la noi pentru că punem materia pe prim plan, n-ai voie să pui nimic. Deci, la Piedica de pe Munte a zis, piei de aici, deci nimic. Nimic din lumea asta nu trebuie să pui pe primul plan cât te-ai ars. Imediat după aceea te legi. Te legi și când te legi, începe suferința și frica. Deci trebuie să fii atent mereu să te desprinzi de fericirile vieții. Deci fericirile vieții nu sunt rele, nu te duci cu totul în ele. Atâta trebuie. Adică să nu te gândești tot timpul la prăjitura aceea, să nebunești după ea. Da? Și când se întâmplă să o mănânci, mănânci puțin. Și când ai mâncat puțin, atunci ea nu te mai poate robi. Și se mai întâmplă o chestie la prăjitură. Foarte interesant. Mănânci două lingurițe, dar lingurițele acelea sunt materie.
Dacă n-ai suspendat materia, cele două lingurițe de materie, de prăjitură, se transformă în suflet, în energie vibrațională înaltă. Deci însăși materia, noi venim pe pământ să transformăm materia în bucurie, în suflet. Și acest lucru se poate face. Și apoi mai este și cu energia aceea sexuală, energia vieții, care dacă nu este irosită în afară, atunci ea se întoarce și întărește sufletul și încarcă corpul cu energie subtilă. Înseamnă an la viață. Deci energia aceea nu trebuie pierdută. Ea ne este dată pentru suflet, nu este dată ca să o irosim. Noi suntem îndemnați, dacă vezi, de stăpânitorii lumii, să o pierdem. Am văzut o emisiune, spunea o doamnă că cât să te autosatisfaci în fiecare zi. Deci, problema este să nu pierzi energia respectivă. Energia aceea te folosești, o ridici, da? Și când o ridici, chiar dacă în capătul ridică, să o ții cât mai mult, să o reții cât mai mult. Când o ții cât mai mult, atunci ea se poate pierde atunci, dar ea și-a făcut rolul. Ea a încărcat sufletul cu energie vibrațională foarte înaltă. Deci energia aceasta a vieții sexuale nu este dată ca să o pierdem. Este dată ca să binecuvânteze corpul, să ne țină în viață și să ne facă viața frumoasă și să ne încarce sufletul cu energie. Că dacă ai sufletul puternic, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Deci ți-l aduce pe Dumnezeu în tine. De aia este extraordinar de importantă. Pentru că hrănește sufletul. Scade ego-ul automat și atunci spațiul gol vine divinul. Deci energia aceea sexuală care se duce în corp pentru că ai reținut-o, este de fapt prezența lui Dumnezeu în corpul tău și îl simți. Îl simți, vibrează tot corpul de o stare de fericire incredibilă, fericirea respectivă e prezența lui. Că ce poate să fie altceva? E viață. Toate celulele tale sunt în extaz. E chiar momentul în care omul trece de fluviul de gânduri și intră în starea aceea, în spațiu cu puncte strălucitoare, sau în momentul când Dumnezeu se transformă în soarele de iubire. Deci ai intrat în soarele de iubire. Păi soarele de iubire intră în tine. Starea aceea de fericire trebuie să o ții cât mai mult timp, da? Cât se poate. Dacă la capătul ei nu mai poți să o controlezi, nu este nicio problemă. Deci pentru asta este această energie. Pentru a face copii și pentru a încărca sufletul cu energie vitală și corpul. Pentru că se întărește sistemul imunitar. Suntem echilibrați atunci la minte și nu mai vin boli. Ca să vină boala, trebuie să ai ego puternic și pierzi ego. Deci este esențial ca să duci energia asta în sus. E foarte interesant cum ne-a creat Dumnezeu și cum parcă ne-a făcut, ne-a pus, Perfect. dar nu, dar ne-a pus piedici, știi, adică noi să putem să ajungem la el cu un efort al nostru propriu și personal, nu așa oricum, la orice colț de stradă să-l dăm de el. Da. Și Da. cel care are această energie este efectiv binecuvântat. Este o energie din care creează. El poate să creeze lucruri, poate să împlinească lucruri. Îi încarcă pe copii cu această energie și este extraordinar de esențial și le face un destin fericit din această energie. Dar dacă nu o duce în sus și încarcă sufletul, nu se poate duce. Că atunci când l-a încărcat sufletul, se duce pe cordonul de legătură cu copiii și îi încarcă. Apoi își modelează comportamentul. O să aibă un comportament din acesta, cum să zic eu, de sacrificiu de sine continuu, dar și rațional, nu abuziv, adică nu exagerează și nici cu această slujire a celorlalți. Știe să spună nu, adică totul este optim și este corect, Echilibrat. echilibrat, pentru că e prezența lui acolo. Deci această energie trebuie folosită pentru înălțare. E dată pentru înălțare și nu pentru irosire. De-aia, te uiți ce zic stăpânii la lume și invers. Deci ei ziarele, ei televiziunile, ei emisiune, filmele de la net, de pe net, și vezi ce zic ei. Că ei așa comunică prin filme și prin știri. Și ce zic ei, e inversul. Și atunci invers e adevărat. Dacă o lume întreagă pune accentul pe sex, să irosești această energie, de fapt trebuie să o reții, că ei te omoară. Ea trebuie
reținută și ridicată. Când se reține cât mai mult timp, ea este ridicată. Cu cât o reții mai mult timp, cu atât este, se duce până și în cap, se duce pe tot corpul. Deci este esențială. Da, asta am vrut să zic. Și mai este o chestie interesantă la energia aceasta. Dacă ea este irosită, poate femeia poate să zică că ea nu se gândește, că nu are niciun fel de dorință, dar energia aceasta se pierde, da? Sau luptă cu această energie, bărbații o vor simți. Bărbații nu se uită la ce gândește ea, ce zice ea, se uită la Da, această da. energie și se vor simți atrași de ea. Da. Și atunci merge pe stradă și vin bărbații și o abordează. Și nu știe de Și ce. aici e paradoxul că ea poate să fie îmbrăcată ca un amiș și tot vor simți bărbații chestia asta. Exact, vor simți imediat această Da. energie, care este energie care ea de fapt o pierde. O pierde. Și bărbații imediat o simt. O Da. simt. Deci nu se uită la gândirea ei. Poate ea să zică că pe mine nu mă interesează. Nu este adevărat. Faptul că este energia acolo, că pe care tu o pierzi și nu o ridici în sus, Dumnezeu te pedepsește prin prădători. Îți vin Da, prădătorii da. automat și după care femeia se luptă, zice că e un lucru rău și o blochează. Și când face lucrul ăsta, atrage mai mulți bărbați. Da. Da? Asta este problema. Deci când vine prădătorul, înseamnă că nu e divin ceea ce gândești sau ceea ce faci. Vin și te abordează pe stradă sau oriunde. Da. Sau se uită la tine. Când bărbatul s-a uitat la tine, s-a uitat pentru că a simțit acea energie. Altfel nu se uită un bărbat la o femeie. Nu-i vine să se uite. Deci poți să știi precis. Când cineva se uită la tine, se uită doar pentru faptul că ai acea energie în tine pe care ai o irosești, o pierzi și nu se duce în ființa ta sau în Da. sufletul tău. Și atunci atragi și acest asemănător cu tine. Întotdeauna atragi bărbații, vor veni bărbații care sunt asemănători cu tine. Deci dorința din femeie mare este dorința lor mare. Da. Și vor veni automat. Și bărbați care aparent sunt cuminți. În alte situații de viață îi vezi cuminți și vezi serioși și mai departe. Deci în fața femeii care irosește această energie în jos, ei se schimbă. Pentru că Dumnezeu care îi dă poruncă, uite, și deodată ăla care era cu minte nu mai e cu minte, Da. da? Și caută tot felul de metode de apropiere. Și atunci Deci și bărba. femeia îi Da. face pe bărbat să fie prădător. Și da, atunci cum poate rezista bărbatul? Bărbatul ăla cu minte să nu cadă în preajma unei Nu femei are cum care să se pierde. reziste. Este imposibil că nu-și poate controla mintea. Dar nici femeia nu poate să reziste. Ca să reziste, ea trebuie să hrănească sufletul. Hrănește sufletul, Dumnezeu se duce în tot corpul și în suflet și atunci nu se mai pierde pe materie. Da. Și nu Se mai, mai nu-i duce în mai atrage, că e interiorismul Dumnezeu sau se... acolo. E în corpul ei, e Dumnezeu. Și nu-i mai Da. atrage. Da? Că degeaba se forțează să zică că nu am gânduri de genul acesta, că ei tot vor veni, că ei se uită la această energie. Ce faci cu ea? O Da, duci în da. sus sau o duci jos? Dacă o duci în jos, înseamnă că vrei. Asta zice bărbatul. Deci Da. este automat să știi, nu e nevoie, poate să nu cunoști niciodată un bărbat. Și s-a apărut un bărbat în față, ți-a apărut un bărbat exact potrivit pentru tine, că tu ai pierdut energia. Da. Și te atacă cu privirea, te atacă cu insistența, te atacă în toate modurile, se apropie, zice ceva, vine la tine. Deci orice se poate întâmpla, te oprește. Deci dacă se întâmplă chestiunea asta, te oprește, înseamnă că energia aceea e puternică în tine și nu ai dus-o Da, în sus. da. Nu ai dus-o. Adică energia aceea este prezența lui Dumnezeu. Cum să nu duc pe Dumnezeu? Că e corpul lui. Te duc în corpul lui și atunci nici nu te mai îmbolnăvești, nu mai vin bolile peste tine. Crește sistemul imunitar. Nu mai răcești, nu mai vine niciun cancer și mai departe. Da? Și ești interesat să ai această stare, să faci asta. E fatipă, dar de înțeles. Deci femeia nu are control pe ea, niciun control, și nici bărbatul nu are control. Degeaba are el precepte și gânduri, nu știu ce, că bai, ce, sunt cu minte, uite, un om cu minte, o femeie cu minte, aiurea. Când ai energia aceea care ai irosit-o, va veni un bărbat care Mai să ales te dacă femeia asta, sancționeze. să zicem că femeia din povestirea noastră pierde energie, da?
înseamnă că și bărbatul care vine, nu contează că e tot așa cu minte, că și ea poate crede și ea că e cu Deci este minte, tot un bărbat înseamnă că care și el pierde. exact această Da, energie, da, deci atrage da, bărbatul da. care este la fel. Da, da. Această energie și acela o irosește, deci este o dorință acolo sexuală. Da. Deci această energie nu este sexuală. Această energie este pentru hrănirea corpului, a celulelor, a creierului, echilibrarea Da. emoțională și pentru suflet, se întreia suflet, se întărește sufletul. Da? Și, dar noi irosim, că suntem îndemnați să o irosim și că nu știm ce să facem și că este vulgul, norma comună care asta zice, da? Ne-am învățat peste tot, filme, toată lumea irosește această energie și ni se pare normal. Dar nu Da. este normal să o irosești, trebuie să o duci în sus. Energia aceasta vieții n-a fost dată pentru a o pierde, a fost dată pentru viață. Și viața este întâi viața sufletului, că dacă sufletul este puternic, vei trăi, corpul va trăi. Dacă sufletul... Deci o energie care nu are voie n-ai voie să o irosești. Este un dar. Oamenii care au această energie puternică, este un dar pentru ei. Da? Ei sunt destinați ca să poată să realizeze lucruri mari în viață. Să susțină, pentru că, de exemplu, ca să poți să te duci să realizezi tot felul de lucruri mărețe în viața aceasta, trebuie să ai această energie, pentru că nu poți să le realizezi fără ea. Da. Deci, oamenii care sunt creatori întotdeauna au folosit această energie în creație. În creație. Deci nu este un lucru rău, nu este o rușine. Este chiar necesar ca să nu se pierdă pe materie. Se pierde și stăpânitoria asta, zic, uite, lați-o acolo. Da. Și cui o dai? O dai diavolului. Deci când se irosește energia asta, dar când în capătul reținerii, deci te-ai reținut cât ai putut de mult, în capătul reținerii, da, atunci se pierde energia respectivă, ea de fapt și-a făcut rostul, rolul. Adică toată substanța ei energetică, puternică, s-a dus în corp, s-a dus în suflet și ea este ca o capsulă atunci, e doar o capsulă care poate fi aruncată. Dar să arunci capsula asta înainte este absurd. Este o pierdere. Da. Deci trebuie ținută cât mai mult ca să poată să hrănească. Ea este făcută pentru suflet și pentru... Deci energia vieții, sufletul e viață. Întărește viața, Da. întărește sufletul și atunci vei trăi, corpul va trăi. Deci cum să o pierzi? E făcută pentru înălțare. Nu e făcută ca să o irosești pe materie. E capsula vieții. E forță divină. Forța divină care ține toată viața asta în funcțiune. Este o forță, noi îi zicem sexuală, dar nu pot să spun că este sexual. Este o forță vitală. Forța sexuală este atunci când o irosești. Sex are. Da. Dar când hrănești corpul, mintea și sufletul, este o forță vitală, îți dă vitalitate, îți dă ana viață, îți înătură bolile, păi ești interesat. Este extraordinar de puternică. Am spus lucrurile acestea pentru că este o greșeală care se face foarte mare și Dacă ați după spus care. să nu irosești, ar trebui să fii tot mereu concentrat pe altceva, să fii tot mereu, să faci slujire, adică că altfel nu poți să-i reziști. Și atunci când vine Da. s-o reții cât mai mult, reținându-i, se Da. duce peste corp și în ta... Deci mai atunci se încarcă sufletul prin reținere. Da. Da. Asta este rostul lor, este pentru înălțare, nu e ca să se piardă pe materie. Dar dacă în capătul stării respective de reținere se întâmplă, este de fapt a pierdut interiorul, capsula respectivă. Capsula de viață s-a dus în tot, s-a răspândit în corp. Da, A da. răspândit în corp și în suflet și aduce acasă. Și primește și ani la viață, deci este extrem, extrem de prețios. Eu am avut un coleg care a murit anul trecut, care a irosit tot timpul viața pe firt. Trei cancere i-a dat. Trei Da. cancere în zona genitală. Fără putință de a mai face nimic. Deci el a irosit energia asta. Tot timpul a irosit-o. Flirtul te omoară. De aia Da. suntem îndemnați la socializare. Știi? Că ei știu foarte bine toate lucrurile. Sunt de fapt pentru omorâre de populație. Da. Nu sunt pentru altceva. Toate mesagerile, toate chestiile astea sunt pentru mărire de populație. Noi nu avem nevoie de mesagerie, nu avem nevoie, că zice că ai nevoie de comunicare. Nu ai nevoie de comunicare.
cu nimeni, pentru că cu cine? Cu Dumnezeu din față, ce să-l înveți? Nu poți să-l înveți nimica, că are lecțiile lui. Nu ai ce să faci. Decât să-ți întărești ego, știi? Ai impresia că e salvator, sar să-l salvezi și de fapt salvezi omenirea, dar de fapt îți întărești ego. Și devin mai rău, mai obraznic, mai înfumurat și nu se mai înțelege nimic cu tine. Ce este interesant aici să înțelegem că niciunul din noi, nici bărbatul, nici femeia și mai ales femeia, nu poate să aibă control pe ea cu mintea, nicio regulă nu poate să stea în fața acestei forțe vitale, da? Și în momentul în care ea o pierde, o irosește pe materie, materia fiind diavol. Deci o dă la diavol. Cum zicea la în Noul Testament, să nu arunci nestemate la porci. Porci, da. Asta este. Exact chestia asta. Deci dacă se irosește, ea nu va putea să aibă control pe ea deloc. Deci orice precept religios cade, pentru că Dumnezeu îi va da, ia mintea, ia mintea și îi va da în față un bărbat asemănător care irosește această energie. Da. Da? Dar dacă ea face un efort de reținere, atunci poate să primească un bărbat care și el se duce energia peste tot și se reține. Și acolo va fi iubire. Că asta înseamnă iubire. Să nu pierzi energia vieții pe materie. Ea este viața, e pentru suflet, nu e pentru materie. Pentru materie este doar ca să faci copii. Este Da. un boost. Are o forță mare, pentru că atunci când faci copii, îți trebuie multă energie. Da. Dumnezeu trebuie să vină acolo cu toate sculele lui, cu toată trusa lui, ca să poată să creeze copilul. Am fost uimit. Am spus, starea de acolo pe care am avut-o când am intrat în soare de iubire era o stare normală. Era o stare de fericire continuă. Dar ce am trăit eu în corpul meu când am intrat acolo și am văzut, mi-a pus văl în față. Eu n-am văzut decât luminile la tot tipul Da. care clipoceau în față. Când se făcea, se construia un organ, se auzea un fâșit. Așa făcea, știi? Și apărea Ca un lumina aceea fascicol, puternică, așa, ca un da. fascicul, ca și Da, când ai da. pune un reflector pe tine. Și era tot timpul, eram lumina aia, tot timpul uitam la ea și venea. Așa, și când, știam că atunci când s-a întâmplat acest soare, acest fascicul de Da. lumină, s-a împlinit un organ, s-a realizat o conexiune acolo. Dar nu vezi ce face. Deci el face o opinteală acolo. Nu, deci ca să facă corpul nu e așa de ușor. El se străduiește mult. Da? Și uite, e un Da. sacrificiu pe care noi nu îl respectăm în timpul vieții. El se sacrifică continuu și acum ca să ne țină în viață. Fumul ăla galben care pleacă la moarte este divinul. Este chiar Dumnezeu. Parcă cântărește 25 de grame la o Da, măsură de... așa au zis rușii. Sau Sau rușii. 23, nu știu cât au zis. Da. Da. Ăsta este sufletul și este forța cea mai mare a Universului. Deci femeia nu va avea control pe ea și va trimite prădător dacă duce energia în jos. Deci energia asta trebuie să o rețină cât de mult se poate și atunci nu mai apar prădătorii, pentru că face rostul ei. Legea acestei energii este să hrănească sufletul și corpul. Da. Îți întărește sistemul imunitar și mai departe. Deci este foarte importantă. Da. Asta este foarte important de înțeles, că noi nu avem control pe noi în mod absolut. Preceptele astea religioase ți le șterge în momentul în care noi nu încălcăm legile divine. Asta e o lege divină. Uite, asta este o lege, nu preceptul religios. Sunt 1400 de religii, fiecare au precepte diferite față de căsătorie, spre exemplu. Da. Am precepte, 1400 de legi diferite de precepte. Deci nu e, sunt creații umane. Dar aceasta care este divină nu e respectată și nu este luată în seamă. Sau nu se știe. Băi, ei vin și spun alte aberații și trebuie să vezi că de ce insistă ei așa de mult să irosești această energie? Trebuie să te întrebi. De ce îți dă pornografie? De ce a făcut mesagerii și mai departe? De ce încurajează seducția, flirtul, comunicarea sau cum mai zic, socializarea? De ce le încurajează?
Din cauza asta, ca să duci energia asta în jos, să o pierzi. Și te Da. provoacă. De ce încurajează îmbrăcămintea frumoasă? De ce evreii aceia cu codițe nu încurajează îmbrăcămintea frumoasă? De ce? Aur și mai departe. De ce noi, da, și ei nu? Cum putem noi să zicem că suntem credincioși, că suntem creștini, că ne rugăm la biserică? 80% din populația României s-a declarat că este creștină. Da? Că este religioasă, că e ortodoxă. 80%. Cum putem să spunem lucrul ăsta și noi să căutăm să facem o casă mai mare, mai mulți bani, să plimbăm pe toată lumea, mașină mai frumoasă? Cum? Că nu funcționează, nu merge. Deci, ne ducem spre strălucirea. Cine e strălucirea lumii? Nu este diavolul? Diavolul este strălucitor, e atracție. Atracția este și irezistibilă. Da? Și Dumnezeu nu este, nu are un marketing bun. Dumnezeu nu se prezintă, nu e atrăgător. Dumnezeu e greu, e dificultate, este neplăcere, este tot ceea ce nu ne convine nouă, este divinul. Și de aceea noi trebuie să ne opunem binelui. Întotdeauna când te opui binelui tău, atunci tu îl găsești pe Dumnezeu. Oamenii zic, a, cum îl găsești pe Dumnezeu? Păi, câte să mergi pe jos să vezi cum îl găsești? Starea aia pe care o trăiești este prezența lui. Trebuie să înțelegi. Identificarea e doar o problemă de identificare. Noi nu știm Da. cine este Dumnezeu. E jertfa ta de sine, sacrificiul tău, e supunerea ta, e, nu știu, când dai dreptate celuilalt, când ești de acord cu toate părerile, când faci voia celuilalt și nu voia ta, când te lași folosit. Deci, întotdeauna, când îți lași euul, când renunți la avantajele tale, la binele tău, atunci tu te unești cu Dumnezeu. Deci, noi nu ne putem uni cu Dumnezeu. Poți să te rogi cât vrei toată viața și exerciții, meditații și speranțe că nu-l vei atinge. Îl atingi numai în faptul zilei, când tu te-ai înfrânat. Când ai o plăcintă în față și n-ai mâncat plăcintă, te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Când puteai să mergi cu mașina și mergi pe jos, te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Acela e divinul, starea aceea prin care tu îți jerfești euul și binele tău. Și uite, este o șmecherie acolo că a fost luată de la Babilon. A fost o metodă prin care se îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Că îți dai seama dacă omul înțelege că Dumnezeu e sacrificiul de sine, atunci el face coincidență între Dumnezeu și jertfa lui și atunci el se va căuta tot timpul să se lase pe sine. Când se lasă pe sine, Divinul vine și devine o forță. Nimeni, nicio scriptură nu este interesată să-ți dea ție această putere. Ți-o spune acolo ca să nu fie ei pedepsiți, că noi am căutat răspunsuri, dar de ce totuși spune? Că, spre exemplu, Septuaginta a avut, deci Biblia grecească, 30.000 de schimbări. 30.000. Dai seama, înseamnă schimbări de cuvinte, schimbări de propoziții. Păi când ai schimbat o propoziție, e altceva. La Biblia lui Anania, acea afirmație minunată în care o găsim în Biblia carul al doilea, Galaction, tradusă de el, care zice eu sunt singur Dumnezeu și nu este alt mântuitor în afară de mine, au schimbat-o și au diluat-o de nu mai înțelegi nimica. Nu se poate așa ceva. Cu ce scop? Înseamnă că ea, Scriptura, este gândită ca o metodă de clavagizare a omului și a-i face soldați. Ai pune pe să caute materia pe prim plan. Deci, rostul salvatorului acesta a fost să ai un bine mai sus. Când ai pus binele mai sus, vei pune în viață tot timpul binele și salvatorul este cel care a creat civilizația aceasta a bunăstării. El este cauza faptului, adică exact ceea ce și a scris acolo cu predica de pe munte, să nu te duci pe Matei și nu te mai pe Matei, pentru că nu înțelegem că salvatorul mănunchează niște virtuți, idealuri, principii și reguli de excelență, de superioritate și când le fixezi pe acela, ai pus ceva mai sus decât el și el a zis nimic mai sus. Este foarte simplu Dumnezeu, este extrem de simplu. Nu pui nimic mai sus și atunci te închin la mine. Iar apoi nu ne convine să ne închinăm la Dumnezeu, că ar însemna să mergem spre puțin, spre modestie, simplitate și smerenie și nu ne convine. Deci când ți-ai luat o haină mai simplă pe tine, neprovocatoare, deja te-ai unit cu Dumnezeu. Ești în divin atunci. O populație de 1 milion de oameni trăiește în divin. Păi nu e o forță asta? Când toată populația asta se restrânge, se înfrânează, mănâncă mai puțin și mai departe, ea merge spre divin. Nu este un lucru absolut la toți, într-adevăr, dar e vorba de norma comună
care exercită totuși o presiune și îi ține în jos. După părerea mea, este cea mai mare forță, depășește mii de bombe nucleare. Această populație înfrântă este cea care le-a dat puterea celor care conduc lumea. Aici este o problemă. Ăștia sunt tradiționaliștii, da? Deci poporul evreu tradițional, și pe acest popor evreu tradițional s-au lipit aschenazii, adică căzarii. Căzarii vin de pe la Volga, de acolo. Și au fost un popor care semănau cu cazacii. Deci erau cazaci. Și ei erau foarte răi, ca fir, așa erau ei, foarte răi. Și nici cazacii de acum nu au putut să fie colectivizați în timpul comunist. Erau liberi. Și ei tot timpul erau în lupte cu Imperiul Rus, cu toate celelalte imperii din jur, și au avut și ei un imperiu, o perioadă. Și toate celelalte imperii s-au coalizat și i-au bătut măr. Și le-a pus o condiție, nu știu care țar, să găsească o religie la care să adere. Și au aderat la religia aceasta evreiască. A aderat doar din faptul că ei au înțeles acolo niște lucruri, că această religie le dă posibilitatea să domine lumea. Deci ei nu sunt implantați, sunt ca un parazit. Nu, nu sunt poporul evreu. Deci poporul evreu nu trebuie criticat. Nu sunt Da. poporul evreu. Ăia, aschenazii au altă treabă. Și ei sunt deja sunt în Statele Unite și peste tot, în zonele de conducere ale lumii, guverne și masonerii și societăți secrete. Finanțiști, mari finanțiști ai lumii. Deci nu poporul acesta care se duce în simplitate este problema. Ei s-au folosit de acest popor care s-a autolimitat, au aderat la el și au devenit evrei. Au devenit evrei, dar ei în firea lor nu sunt evrei, pentru că nu se împuținează, ei se duc spre mai mult bine. Dar Dumnezeu le-a dat puterea, pentru că ei s-au înfrânat, a dat puterea acestui popor mic și a dat tot pământul în mâna lor, pentru că toți ceilalți sunt idolatri. Da? Apoi când s-a făcut Noul Testament, a fost ceva cu, au înțeles conducătorii de atunci, Cezar, Abana, toți aceia care erau pe timpul acela, au înțeles că Scriptura poate fi folosită ca un fel de unitate militară care să adune oamenii și să-i supună și să poată să obțină o comuniune de hotărâre. Adică când stăpânirea zicea acum la luptă, să poate să bați clopotul și îi aduci pe toți și îi aduni și îi duci la luptă. Și să-l aperi pe stăpân. Deci asta este funcția ei. Că de-aia zice, fă ce zice cezarul și supune-te, nu știu ce. Nu știu ce afirmații au de genul acesta. Dă cezarul ce ia cezarului. Deci supunerea o pune pe primul plan, în fața stăpânitorului. De aia împăratul venea la cei care au scris Noul Testament acolo din când în când, nu știu, o dată pe lună sau când venea el. Că îl vedeam. Venea, era se vedea că este cezar. Veneau doi soldați stânga și dreapta, se așezau acolo și îl trântea o caschetă, avea o caschetă din aia pe cap. O trântea și era strălucitor, era frumos, roșu. Era dominantă roșu și era foarte tiranic, așa, poruncitor. Da? Asta este. Deci am mai ținut povești. Hai să mai încerc. În clipa Uniunii spuneam, a nu, ori voi, ori voința supremă constă în gândire. Urmează deci ca prin rugăciunea care operează Uniunea, omul atrage voința supremă pe pământ. Despre acest mister, Scriptura spune, fericit poporul care posedă toate aceste bunuri, fericit poporul care îl are pe Domnul drept Dumnezeu. Da, deci e fericit cel care nu are bunuri. Acela este cel care îl are pe Dumnezeu ca Domn. Uite ce zice mai departe. Cine are fericirea de a se atașa astfel de Dumnezeu, de Dumnezeul său, face să participe toată lumea la mila cerească. Rugăciunea unui astfel de om nu e niciodată neroditoare. El își face rugile în fața Dumnezeului său, precum un fiu în fața tatălui. O clipă. Știi de ce? Deci ei tot insistă pe rugăciune, pentru că rugăciunea nu aduce un rezultat.
în viața de zi cu zi, ci te îndepărtează de Dumnezeu. În același timp, ei obțin autoritate, stăpânire. Și oamenii, deci ei supun pe oameni. Când spui ce, dai o metodă prin care nu obții absolut nimica și totul repezi metoda respectivă, cel care a dat-o, de fapt, devine stăpânul tău. Pentru asta. Deci niciodată Iar să tu rămâi înțelegem. blocat. Da, te blochează. Deci stăpânitorii lumii nu sunt interesați niciodată să-ți întărească energia divină în tine, să te ducă spre divin. Nu au niciun interes. Dar spun acolo câte o propoziție ca să nu vină Dumnezeu împotriva lor. Asta s-a întâmplat. Noi trebuie să căutăm cu lupa în Biblie care sunt propozițiile. Am și început să scriu Biblia secretă. Am trei principii. Că Dumnezeu face totul, că Dumnezeu e în toate pozițiile și al treilea, că dacă pui o materie pe primul plan, este idolatrie și va trebui să o distrugă. Că el asta a zis. Uite, zicea, toate popoarele din jurul vostru sunt idolatre. Le dau în mâna voastră, puteți să le dominați, să le înfrângeți și să le exploatați sau să le prăduiți pentru că sunt idolatre. Deci el a zis în alt loc, printr-un proroc, nu mă interesează ce faceți, dar să nu fiți idolatri, că va trebui să vă distrug. Iar la Deuteronom, parcă zice că pentru că m-ați părăsit, deci idolatria înseamnă părăsirea lui. Vă blestem. Deci este un blestem. Noi trăim un blestem acum și nu vă dau voie să vă apărați. Asta este foarte important. Spre exemplu, ziceam despre femeie. Femeia care este idolatră, adică are preceptul religioase fixe acolo, nu-i dă voie să se apere. Ăsta este pericolul ei cel mai mare. Da? Și nu va vedea când va veni un bărbat și nu-i se va apărea ne la locul lui să discute cu el mult timp. Asta este pericolul. Nu-i dă voie să vadă. Deci să ne temem de Dumnezeu, dar cel care fixează precepte religioase va cădea, cu siguranță. De-aia prădătorii întotdeauna caută și le apar în față femei care au precepte fixe. Idealuri, virtuți. Deci poate să pună preceptele filozofice pe primul plan. Are idei fixe. Când are idei fixe, acel om nu va vedea și va fi vulnerabil. Deci asta este problema. Dumnezeu e problema. Că dacă fixăm ceva și creăm niște absolutisme, nu vom putea să vedem ce ni se întâmplă. Că Dumnezeu trebuie să vină să ne producă, să ne dezamăgească prin oameni. Să ne doboare. Da. Bun, hai mai departe. De unde împlinește rugile unui astfel de om? Aceasta inspiră teamă tuturor creaturilor. El ordonă și cel prea sfânt, binecuvântat fie numele său, execută. Uite, vezi aici, este exact cum spuneai tu, că putem deveni creatori. Deci că totul se poate, noi putem comanda tot în jurul nostru. Eu așa înțeleg din propoziția asta, nu? Da, Că da. spune, Dumnezeu îndeplinește rugile unui astfel de om. Acesta, adică omul, inspiră teamă tuturor creaturilor. El ordonă și cel prea sfânt, binecuvântat fie numele său, execută. Da, numai atunci când te duci în jos, ai autoritatea asupra exteriorului, la fel nu poți. Exteriorul nu te ascultă, că ai ego. Exteriorul este divinul și nu poate să-l asculte ego, ci vine împotriva lui și îl distruge. Deci ca să poți să colaborezi, să cooperezi cu Dumnezeu și să te asculte, nu rugăciunea asta trebuie, ci trebuie să se înfrânge eu. Te-ai înfrânt eu, s-a dus în jos. Trebuie să ai mereu în imagine aceste mișcări. Eu în cartea a doua am impresia, am niște schițe, voi 5 schițe. M-am chinuit ca să pot să ajung la această înțelegere. Eu întotdeauna și la școală traduceam textul în schiță. Și eu vedeam desene, nu aveam decât Era desene. vizual, Era vizual. Și vedeam 1, 2, 3, vedeam care sunt pașii și așa înțelegeam lucrurile. Și la fel și învățătura aceasta are în spate schițe. Și când vorbesc câte se scaze goul, nu întâmplător, că într-adevăr eu văd pistonul acela care se duce în jos, în spațiul gol vine divinul și
el face restul mai departe. Deci combustia nu poate să aibă loc, explozia nu are loc decât dacă pistonul este dus în jos. Deci trebuie să explodeze gazul ăla de acolo ca să-l ducă în jos. Adică ego-ul trebuie să scadă. Da. Și a scăzut ego-ul, s-a dus pistonul în jos și atunci vine divinul automat. Și are loc mai departe combustia. Deci asta este sensul lucrurilor. Noi nu putem direct, prin rugăciune, prin nimica, nu putem să avem contact cu divin, decât prin practică, prin acțiune reală în viața de zi cu zi, prin faptă, așa cum a spus el, și prin purtarea noastră, prin comportament. Atunci te unim. Este doar o problemă de identificare. Imediat pornește divinul, în momentul în care ai zis, supunerea mea este Dumnezeu, sacrificiul meu este Dumnezeu. Când nu vreau binele, când spun nu la mâncarea plăcută, deja am intrat în divin. Simt plăcinta când trec pe lângă ea și zic nu. Și Da. atunci când zic nu, de fapt am intrat în divin. Știți, Dumnezeu, alegea lui Dumnezeu, tot timpul avem provocarea asta în timpul vieții. Alegi pe Dumnezeu când spui nu la atracțiile și fericirile acestei lumi. Și spui da la tot ce este greu și dificil și nu este ușor. Asta este și te unește cu Divinul. Degeaba omul se roagă că dacă nu spune nu la atracție, la plăcintă, el a căzut, plăcinta e mai tare decât el. Da. Decât credința lui. Deci el nu are credință. Și din cauza asta Dumnezeu îi lovește primii acum și sunt necredincioși. Îi lovește pe tocmai pe cei care zic că sunt credincioși. Aia sunt cei mai necredincioși. Pentru că ei se duc un eu, duc ego-ul acolo la biserică, duc pe diavol la biserică. Deci, pentru că sufletul nu are nevoie de ceva din afară. Sufletul doar este. Da. Este sacrificiu de sine, se sacrifică și nu are nevoie să primească nimic din lumea aceasta. Păi ce să primească? Că sacrificiul, deci el are la purtător. El are puterea absolută, este la purtător. Puterea absolută în noi este această jertfă de sine, când ne lăsăm pe noi învinși și dăm întâietate celălalt și ne înfrângem voia noastră, atunci ne-am unit cu el. Și dacă nu facem asta, degeaba ne rugăm, pentru că nu trăim pe el. El nu e cu noi. Și din cauza asta oamenii nu obțin un rezultat. Se duc la biserică sau la New Age și nu au niciun rezultat. Pentru că se zice acolo peste tot și la dogma religioasă și la dogma New Age să ai grijă de tine, să pui binele tău pe primul plan. Deci asta este, concentrarea este pe binele tău. Pe când ți-ai ridicat binele, le-ai dat afară pe Dumnezeu. Trebuie să scazi binele. Și Un nimeni nu se... rezultat. Un rezultat e. Câteodată li se dărâmă tot în jur. Asta e rezultatul, da, e de Da. sfârșit și poate să fie la sfârșitul vieții sau poate să fie niciodată. Deci tu trebuie să pierzi avantajul tău ca să te întâlnești cu Dumnezeu, să-ți pierzi binele. Și nu există nicio școală de spiritualitate new-ageistă sau dogmă religioasă care să spună pe față și direct că tu trebuie să pierzi. Da. Spune-mi o propoziție care are o formă de generalitate foarte mare, cineva și nici nu aude, omul nici nu ascultă, nici nu trece peste ea ca și când, nu știu, nu o Nici nu recepționează. înțelege. Eu zic, mai eu nu înțelegeam. Da, cine caută M-am viața fixat. o va M-am pierde. fixat pe ea și chiar mă întreba, zic, ce vrea să zică? Da, cine caută Sincer. viața o va pierde, cine va lăsa pentru mine va câștiga. Aia este baza. Da. Pare un paradox. Că dacă nu știi, pare un paradox ce se spune acolo. Da, problema Dacă noastră este că nu-L vrem nu pe înțeleg. Dumnezeu deloc, că vrem Da. plăcerile care sunt diavolul, nu-L căutăm niciodată, fugim de El, fugim de Dumnezeu, pentru că e greu, și din cauza asta noi nu avem putere să urcăm în lumea de dincolo și ne surprinde. Apare, în lumea de dincolo apare regretul. Deci imediat când se iese din corp, apare modelul ideal cum trebuia să fim și nu am fost și Da. fiecare vibrațional ne poziționăm singur pe o anumită poziție. Și mai negociază și îngerii aceștia între ei. Se bat pentru noi, pentru sufletul nostru. Dar omul să știe că care caută fericirea acestei lumi nu va putea să urce dincolo. Reținerea, abținerea trebuie să fie mai mare, restrângerea trebuie să fie mai mare decât satisfacerea simțurilor ca să poată să urce. Și zi de zi de zi. Dacă își face își pune pe o hârtie plusuri și minusuri, la cât de multe nu a spus la fericiri și câte multe dauri a spus la greutățile vieții, va vedea.
Deci, el își face viața, viața frumoasă numai așa. Da. Deci, când spune nu, își face viața frumoasă. Da. Bun. Ne oprim aici și continuăm mâine sau Mai când. e o propoziție. Hai să spunem. Da. În sfârșit, despre un astfel de om spune Scriptura, îți faci planuri și ele îți reușesc și lumina strălucește pe drumurile pe care mergi. Nu e adevărat. Trebuie să nu-ți faci planuri. Vezi, totul e invers. Da. O nebunie. Da. Da. De aceea, școala este greu de acceptat. E firesc. Suntem așa de dogmatici, așa de fixați, avem numai preceptele lor, încât când spui cuiva că nu e nevoie să-l ajuți pe cel care se poate ajuta singur, își pune întrebări și îmi zice că eu nu mai înțeleg Aici nimic. știi că, care e faza cu să faci planurile, când de mai înainte, puțin mai spus așa, a zis că îți reușește, adică Dumnezeu devine, cum a zis, sclavul tău, executorul tău. Da. Și aici, când spune să faci planuri, adică vine partea aia, începi să te lipești din nou. Da, te duce Da. înapoi. Începi să aranjeze lucrurile în viața ta și tu te-ai lipit și iar ai ajuns unde ai Da, fost. și nu poate să fie slujitorul tău decât dacă tu ești slujitorul lui. Dacă Da. ești slujitorul Da. tuturor, atunci Dumnezeu poate să fie slujitorul tău. Și uite, dilemă. Da. Bun, mulțumim frumos! Mulțumesc, la revedere.